1, 2, 3. Băieți, pot și eu? Nu știu, nu știu cum. 1, 2, 3. Dima, ce zici? Ar trebui să-i spun că o iubesc? Costea, nu pasă. Dima, acum, adică când ai avut nevoie, am fost tot timpul lângă tine și tu așa faci. Ok, dacă chiar o iubești, poți să-i spui. Asta e, voi mărturisi azi. Lăs loc, începe ora. Bună, domn profesor, eu doar ștegeam tabla. Bravo, Lelea, ia loc, te rog. Bine, domn profesor. 1, 2, 3. Plecați repede la locuri. Sunt într-o pasă proastă, deci liniște, altfel veți lua 4. Unde sunt majoretele? Nu știm. Profesore, aici sunt numai elevii deștepți, restul nu știm unde sunt. M-am săturat de ele. Stați aici, merg să le caut. 1, 2, 3. Mi s-a spus să faceți liniște. 1, 2, 3. Zenia, spune-mi, ce voiai să-mi spui? Diana, când vei auzi asta, vei fi șocată. Zenia, Diana nu va fi de acord. Fetelor, gura. Diana, vreau să-l verific pe iubitul meu, Timur. Trebuie să mă ajuți. Oh, Zenia, ia să vedem cum te pot ajuta. Ce vrei să verific? Diana, eu cred că el nu mă iubește. Zenia, de ce crezi asta? Totul e bine între tine și Timur. Păi, nu chiar. Diana, nu e bine. Crezi că eu nu văd cum se uită la tine? Oh, Zenia, e ok să se uite la mine, doar sunt iubita fratelui său. Gândești prea mult să știi, oprește-te. Diana, nu-i așa. Mă ajuți? Ești prietena mea. Zenia, Diana nu te va ajuta. Ți-am spus noi. Diana nu se dă la iubiții altor persoane. Stop! Zenia, chiar vrei să mă dau la Timur? Serios? Da, Diana, dacă se va da la tine, mă voi despărți de el. Dacă nu, voi mai ieși cu el. Luați de aici, majoretelor, banii! Iana, ce faci? Ce se întâmplă aici? Ce naiba? Profesore Mike, directorul mi-a spus să dau jos toate afișele ca să fac loc pentru altele, da! Asta mi-a spus. E, pe bune? Da, așa a spus. Da, să le dăm jos. Tu ce și gunoi atunci? Apropo, le-ați văzut pe majoretele banii? Profesor Mike, dacă majoretele nu sunt la oră, atunci unde sunt? La toaletă, știam, da. Vei la toaletă, ok, mersi, Iana. Curăță-mi acolo tot. Curățați, fraierilor. Noi! Păi cine, eu? Sunt fată, cum să le curăț eu? Iana, deja mă calcă pe nervi. Fetelor, ce frumos că suntem o echipă. Să-l verificăm pe Timur. Da! Diana, îi vei arăta tu lui. Da, așa mă face. Bună, domn profesor! Mergeam în clasă? Ne grăbeam. Sunt sigur, Bani. Ce e cu voi? S-a sunat. Vă credeți speciale? Spuneți. Nu suntem speciale. Suntem ca și restul. Ia-le încredere, dar nu prea ies mișcările. Ajutor, hei! Băieți, ajutați fata, s-a blocat sub tabla. Băieți, ajutor, haideți, e chiar așa greu. De ce ați râs? Am fost la lecții de dans doar pentru o zi. Da, ok, păr verde, calmează-te, ți s-a blocat fundul, deci e o coreografie frumoasă. Dar nu mai dansa, te rog, numai. Nu înțelegeți nimic, eu chiar dansez bine. Dansatorii sunt cool, păr verde, dar trebuie să dansez cu un partener, nu cu tabla. Serios. Unde sunt partenerii? Max, vrei să fii partenerul meu? Ascultă, păr verde, partenerul tău e rouloul din cafenea, nu te da la basketbalist. Nu faci asta. Te rog. Fetelor, doar a vrut să-și arate fundul, credeți-mă. Da. Puteți ceru de cât vreți. Mâine, după orele de dans, vă voi arăta ceva mult mai cool. Marușca, ce m-am săturat de fițele astea. Ce să facem? Marușca, să dansăm noi. Eu dansez doar acasă, singură. Să dansăm aici, să ne vadă. Bine. Ia uitați aici.
Deci, ce credeți? Iulia, de ce ai căzut? Ridică-te și continuă! Asta vă arăt eu! Domn profesor, veniți odată alături azi, ăștia! Iana, care e planul? De ce ai nevoie de valiză? Putea majorete pe aici. Fluffy, miroase, nu pute. Brovatsky Touch, vreau să mă schimb aici. Ce să iau? Asta sau asta? Iana, haide, suntem gașca tigrilor. Sau vrei să fii o fetiță roz? Vreau să fiu un tigru roz. Rrr. Ok, hai, schimbă-te. Îți pom desena niște linii. Ei, băieți, mă schimb, vă puteți întoarce? Hei? Uitați, băi, astea sunt majoretele care au întârziat la oră. Profesor Mike, doar am fost la toaletă. Da. Profesor Mike, de ce să ne uităm la ele? Doar ne pierdem timpul. Profesor Mike, poate la loc nastea, fusta e cam scurtă și toți băieții se uită la ea. Ai, fusta mea e ok. Profesor Mike, chiar trebuie să mai stăm aici? Îl văd pe Timur cum se uită la mine. Fetelor, încetați, să nu vă mai dați în spectacol. Profesor Mike, noi suntem majorete, avem dreptul de a întârzia. Toată școala știa asta, doar dumneavoastră nu. Până aici, Stella și Zenia, dați-mi carnetele. Guste, haide. Profesor Mike, pot da carnetul meu în loc de cel al Stelei? Scrieți că eu am întârziat. Guste, te-ai îndrăgostit de Stella? Alt eveniment în școală. Fetelor, e îndrăgostit de mine. Stella, și noi nu știm nimic? Hei, carnetele! Ok, domn profesor. Profesor Mike, ne-ați fi putut ierta. M-am iertat de un infinit de ori. Diana, chiar ai observat că m-am uitat la tine? Da, am văzut. Deja se dă la ea. Coste, bravo, ai făcut primul pas. Acum la pauză, mergi la ea, ia-o în brațe și sărut-o. Nu o sărut încă, am un plan. Costa, îți dai seama, dacă tu vei fi cu Stella, eu voi fi cu Diana. Amândoi vom fi cu majorete. Vei vedea, vom fi un cuplu super. Opriți-vă, aproape nu se simte prea bine. Costea? Elevii din cauza majoretelor, ora e pierdută. Soneria, puteți pleca. Fericiți acum? Auzi, Diana, unde mergi acum? La cafenea. O, și eu, super. Ascultă, Diana, chiar dacă ești lideră, să știi că nu ești scutită de obligații, nu mai întârzia, nu vreau ca reputația clasei noastre să aibă de pierdut din cauza ta. Lea, ai grijă! Șterge tabla! Incredibil! Diana, ai văzut asta? S-a dat la tine! Da, Zenia, sunt șocată! Mai bine ne oprim! Nu, trebuie să văd până la final! Hei, să ne antrenăm! Ce-i cu lumânările astea? Mai bine adu-mi un rulou! Wow, luminări! Fetelor, azi cafeneaua sărbătorește 2 luni. De asta aveți lumânări gratis. Ai, puteam sărbători împreună după școală. Oh, Maria! Maria, știi doar că am prieten. Uitați-vă la ea! Fetilor, nu-i așa că eu sunt mai bună? Da! Prox, gura mică! Nastia, poți să nu mai porți fusta asta scurtă? Ai, fusta mea e ok, nu e scurtă, toate purtăm fustele astea. Da, ce, tu nu știi care ești tu. Fetelor, ce doriți? Ciocolată caldă. Fetelor, știu, îi voi da asta lui Timur. Uitați. Ciocolată caldă, v-aș recomanda și o salată. Dacă vă lua asta, sigur mă voi despărți de el. Știi ceva, Zenia, ai dreptate, el nu mai simte nimic pentru tine. Doar i-am făcut cu mâna și a fost gata. A venit la mine după aceea, gata. Diana, ți-am spus eu. Fetelor, am un nou început. Ați văzut ce faptă bună a vrut Costea să facă pentru mine? Da, fetelor, Costea face primii pași. A fost singur toată viața. Pufic, ce? Lea, nu mai pot aștepta să ne vedem. Vrei să fii iubita mea? Oh, ce surprinzător. Trebuie să mă mai gândesc. Lea, de ce? Deja ne-am sărutat. Ok, Pufic, vreau. Unde e Pufic? Iana, nu e aici.
Oh, costumul ăsta îmi pare cunoscut. Iana, iar ai fost în vestiarul nostru. Gașca de tine roz. Hai, gata, majoretelor, vom fi gașca roz. Brovatski, mâine vei purta și tu ceva roz. Iana, roz? Da, Brovatski, să-l căutăm pe Pufic și el va purta ceva roz. Fetelor, nu-mi place că tot merg în vestiarul nostru. Ar trebui să-l închidem cu cheia. Da, ca să nu mai intre altcineva. Nu, Dima, nu pot. Nu, Costea, haide, hai că poți. Du-te, du-te, du-te. Stella, a venit pentru tine. Deci, te plac, să ne întâlnim. Vrei să fii iubita mea? Costea, uite-te la Stella. O, Doamne, ce-i asta? Sunt șocată, Costea se dă la Stella. Sunt șocată, Costea a decis să intre într-o relație. Stella, haide. Stella, ridică-te, Costea e aici pentru tine. Da, da, mă ridic. Costea, ce ții acolo? Unde ai? Aici? Dima, ce-i asta? Costea, eu nu sunt vrei să-i dai Stelei. Costea e pentru mine. E cel mai drăguț lucru pe care l-am văzut vreodată. Super. Costea, ce urmează? Dima, ce urmează? Trebuie să-i spui că o iubești și să o scoți în oraș. Ah. Fetelor, uitați-vă, Costea e așa emoționat, îi tremură mâinile. Da, chiar e emoționat. Stella, știi? No. Sunt de acord. Ia, avem un cuplu nou! Frate, la cine te gândești? La Zenia? Nu, nu la Zenia. Hei, trebuie să te concentrezi la antrenament. Nu mai visa, altfel vei fi dat afară din echipă. Ia mingile. L-ai văzut pe frate meu, relațiile astea îl omoară. E prima lui relație, normal să fie așa îndrăgostit. Nu-mi pasă, trebuie să se concentreze. Nu mă pot antrena când știu că liderul majoretelor s-a îndrăgostit de mine. Fetelor, cred că basketbaliștii au plecat. Timur e singur acolo. Hai, du-te! Fetelor, săracul chiar speră ceva cu Diana. Costea, Costea, sunt cu el, fetelor! O, fetelor, eu mă duc. Gata! Diana, știu că poți, haide! Du-te, Diana! Fetelor, sper să nu muștem o mea la Timur. Și eu sper, țin la el. Fetelor, ați văzut asta? Voi dormi cu el! Timur, bună! Pot intra? Oh, bună, Diana! Da, am terminat antrenamentul! Ascultă, Timur, am observat că te uiți la mine. Mă placi cumva? Da, 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 te plac. Dar Zenia? O plăceam pe Zenia, acum te plac pe tine. Pe tine, da, te plac. Ok, ascultă, și eu te plac. Ar trebui să ieșim, dar să nu afle Smiley. Serios? Tu și cu mine? Doamne, de acord. Vai, ce durează atât. Zenia, poate să se runtă. Mersi, Nastia, nu-i amuzant. Ascultă, Zenia, tu ai rugat-o pe Diana. Max, ești sigur că telefonul meu e în sală? Da, lângă fereastră. Vai, ce uituc sunt. Fetelor, Doamne, Smiley a intrat. Dacă se sărută, va fi oribil. Doamne, sper să nu. Fetelor, cred că eu și Costea vom fi împreună toată viața. Deci, suntem un cuplu? Da, suntem. Nu, nu, Timur, fără sărături deocamdată. Wow, super, fratele meu iese cu iubita mea. Sunt șocat. Da, Smiley, suntem îndrăgostiți. Am încurcat-o. Ce frate îndrăgostit? Ești cu colegii tăi, nu cu iubita mea. Diana, nu te băga. Smiley, 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 calmează-te. Fetelor, ați văzut? El se dă la ea. Nu mă mai iubește deloc. Zenia, trebuie să te gândești la alte lucruri acum. Ai lăsat-o pe Diana să intre în pericol. Totul e bine, se vor împăca ei. Diana, nu pricep, stai în spate. Dar dacă nu vrea... Timur, stai. Smiley, am decis că vreau să fiu într-o relație deschisă. Vreau să ieși și cu el și cu tine. Wow. Deci relație deschisă, Diana. După școală merg la tine acasă și ți-arăt eu o relație deschisă. Diana, despre ce relație deschisă vorbești? Timur, ascultă, îți voi explica mai târziu, pa. Dragilor, sunt șocată. Nu faceți asta niciodată cu prietenele voastre. Nu-i verificați pe iubiții prietenelor. Nu știu ce să mă fac acum. Dați like, subscribe și apăsați pe clopoțel. Ne vedem noi. Fetelor, hai!